Bine v-a regăsit, dragi prieteni, la Blitz. Când eram copil, visam să navighez. Îmi plăcea, spre exemplu, serialul Toate pânzele sus de Radu Tudoran. Este o ecranizare a romanului cu același nume după Radu Tudoran. Și mă gândeam că poate că o să am și ocazia să navighez pe mare sau... Însă, după ce am devenit un pic mai mare, mi-am dat seama că a naviga pe mare mai puțin probabil, e mai probabil să navigăm pe internet. Oare ce-o fi această navigare pe internet? Cu siguranță că știți mai bine decât mine, dar cum de s-a ajuns să navigăm așa de des pe internet și atât de mult, să stăm ore întregi încât uneori ne mișcăm capul și ne dăm seama că ne-am înțepenit acolo, împreună cu Rebecca Sinescu, despre internet, socializare și lucrurile acestea care țin de subtilități. Imediat la Blitz. Ia uite, Cornel, unde suntem noi. În fața unui computer. Mm-hmm. Și pe computer poți deja jocuri, să scrii în anumite programe. Sau... Să socializezi. Să socializezi. Pe Hi-Fi. Crezi că se poate socializa cu adevărat pe computer? Da, de ce nu? Mi se pare absurd. Nu e adevărat, eu chiar am prieteni cu care vorbesc. Ce prieteni, mă, ăștia sunt prieteni de pe Facebook? Ai auzit ce s-a întâmplat de curând, că cineva a pus 1000 de prieteni pe Facebook și a declarat că se sinucide și n-a intrat nimeni, n-a întrebat-o nimeni. Dacă... Și a pus acolo și s-a sinucis până la urmă. Ești prieteni. Da, dar poate n-am vorbit cu ei. Uite, eu am prieteni femeiesc cu care vorbesc tot timpul și chiar nu știu. Fii atent aici. Facebook. Am intrat pe Google. Facebook are 3 miliarde 340 de milioane de afișări în 0,05 secunde. Îți dai seama, uite, câte afișări. 3 miliarde, deci I can't believe it, nu pot să cred treaba asta. Messenger, intri pe Messenger, ia să vedem dacă așa reușim să intrăm. Da. Ops, uite aici, o listă mare. Cui, crezi că îi pasă cuiva de noi? A? Păi... Pe Messenger? Eu cred că le pasă. Dacă crezi, te atașezi cu o persoană... Te atașezi de o anumită persoană... Cam câtă vreme pierzi pe internet în fiecare zi? Depinde de zi. Sunt zile în care nu stau deloc, zile în care stau 2 ore. Wow, wow. Și îți place internetul? Logic, îmi place. Deci găsești tot ce vrei. Absolut tot ce vrei. Da. De la jocuri, de la informații, haine, vorbești cu oameni, tot ce vrei. Tot ce vrei, nu? Dar tu nu petreci timp pe net? Îmi fac treaba. Nu prea petrec așa de bunăvoie, decât de necesitate. Ideea este că e multă pierdere de timp pe internet și nu prea mai ai timp pentru adevăratele lucruri ale vieții. Mm. Înțelegi? Dacă stai așa cu capul tot timpul... Acolo 3 ore întregi și dintr-o dată, am spus și în prezentarea de la început, îți vine așa să faci cu capul că ai rămas cu ochii acolo pironiți. Păi, multă lume își petrece timp în fața calculatorului, multe ore, dar asta nu e dintotdeauna. Cine a inventat, de fapt, internetul? Când a apărut el? Internetul a apărut în urmă cu vreo 20 de ani, dar începuturile sale... Se pare că vin din 1950 ceva, când armata americană a încercat să facă... S-a sunat. Când armata americană a încercat să facă un sistem de apărare electronic, care la un moment dat s-a unit cu un alt sistem și a dat internetul. Deci este un sistem de comunicare virtual, pe care îl avem noi astăzi și nouă ni se pare că este normal să-l avem. Însă în ultimii 10 ani tehnologia a evoluat atât de tare încât imaginează-ți un lucru. Când am cumpărat primul computer în 1996, am cumpărat un 486, așa se numea, mi se părea că am dat cea mai mare lovitură. Când a apărut acest computer, avea hardul de 20 de mega. 20 de mega. Puțin, măi, extraordinar de puțin. Deci de vreo 6 ori mai mult decât o dischetă, un floppy disk. Iar acum sunt hard-uri de terabytes. Absolut fenomenală capacitatea de a stoca informația. Ce să mai spun, că atunci când te ia febra cu computerele, cu internetul, nu reușești să ajungi la zi niciodată cu ele. Că acum ți-ai ultimul rugby, ultima
achiziție și peste o săptămână apare altceva și mai tare. Așa și... e în toate lucrurile, numai în așa calculatoare. Așa e adevărat. Bun, dar noi la început am început să vorbim despre rețelele astea de comunicare. Așa. Și chiar, uite, eu am citit pe internet că chiar au fost anumite persoane care se uitau, luau informații și erau racuratori, de fapt, trăpeau acele persoane. Rebecca, uite, vreau să spun un pic ce se întâmplă în spatele tuturor lucrurilor pe care le trăim. Orice invenție, orice inovație apare în lumea aceasta, este îngăduită de Dumnezeu și vreau să spun că poate fi folosită în două direcții. Într-o direcție bună și într-o direcție rea. Într-o direcție bună. Vă dau un exemplu. Datorită lui Facebook, da, aceste icoanele de comunicare, copilul meu, Daniel, Emma și Paul, ceilalți doi copii ai mei, sunt primii copii ai planetei care pot să-și vadă în poză străbunica. Mamă! Deci este ceva absolut extraordinar. Străbunica. Și de unde au găsit-o? Străbunicul meu, pe care eu l-am cunoscut, da? A avut o viață foarte tumultoasă, având 9 frați. Am greșit, cer iertare. Nu stră, ci străbunica. Da? Ba nu, e bine, am zis bine. Deci străbunicul meu a avut 9 frați. Mama lor este străbunica mea. Da? Iar copilul meu a cunoscut-o pe maică Elina, așa se numea, sau mama Elena, mama lui străbunicul meu, care se numea Mihai, au văzut-o într-o poză din 1943. Deci este o posibilitate extraordinară să cunoști prieteni vechi, să cunoști, să vezi cum a evoluat lucrurile în viețile unor oameni. În urmă cu 10 ani plecau în America, nu mai știa nimic de el, până se gândea să dea un telefon sau... Ei, acum toată lumea este pe Facebook, vezi familia, vezi... E lucru frumos să ții legătura cu prietenii, să... poți să ai comunicare cu prietenii. E un lucru extraordinar. E un lucru frumos să postezi pe internet mesaje pentru înaintarea Evangheliei, să vorbești pe Domnul Iisus în toate colțurile lumii, să faci traduceri pentru oameni care se află în China, pentru oameni care se află în India, pentru tot felul de oameni, lume care n-ar avea posibilitatea să asculte Evanghelia decât prin această rețea extraordinară a internetului, înțelegi? Însă, pentru că a apărut această rețea, în modul cel mai ciudat, în afară de Dumnezeu, care a inspirat inteligența oamenilor ca ei să poată comunica, eu nu puteam să-mi imaginez, când eram copil, imaginează-ți, când eram ca tine, luam 2 cutii de medicamente, le legam cu o scobitoare și cu o ață, le găuream cu un ac înroșit în foc și printr-un fir lung de 20 de metri vorbeam la telefon în mijlocul drumului. Nu știu dacă poți să imaginezi chestia asta. Deci vorbeam și celălalt auzea, pentru că vibrația era transmisă prin firul acela de ață la capătul celălalt. Ei, nu aș putea imagina că e posibil ca el din America să vorbesc în același timp cu cineva din România prin Messenger și așa mai departe. Deci este extraordinar să poți comunica, să poți vorbi. Dar dincolo de treaba asta, Satana, pentru că este și el prezent, a făcut în așa fel încât toate aceste descoperiri să poată să fie exploatate și în folosul lui. Sunt milioane și milioane de pagini pornografice pe internet care secătuiesc sufletul oricărui copil de frumusețea dragostei, de unicitatea unei persoane. Pentru iubitor de pornografie, o fată nu este decât un fel de iepuraș, un fel de nimic, înțelegi? Când e atât de prețios fiecare om înaintea Domnului, știi? Satana a făcut în așa fel încât să fie dezvoltată rețeaua de, cum să spun eu, de trafic de copii pe internet, de trafic de carnevie prin internet, de multe, multe nelegiuiri care abundă. Deci, orice invenție, orice sursă
extraordinară a științei poate să devină o binecuvântare sau un blestem. De aceea noi, nu știu dacă ai auzit de băiatul ăla care intră într-o internet cafe și n-a ieșit de acolo, n-a mai mâncat, n-a mai până a murit. Deci, în urmă cu câțiva ani am citit-o într-un ziar, te rog. Și pur și simplu, atât a stat la internet până a murit. N-a mâncat, n-a dormit, până a murit. Adică, e obsesie deja. E obsesie, da, adevărat. Sunt mulți care nu mai pot să facă, nu mai pot să-i concentrezi la lecții, nu mai pot să aibă randament la școală, pentru că au timp pentru jocuri. Jocuri. Eu țin minte că am pierdut 3 nopți. Când am avut computerul respectiv, ți-am spus eu despre el, a apărut un joc, se numea Prince of Persia. Am auzit. Fai de capul meu, am pierdut vreo 3 nopți. Până când mi-am pus stop și am zis, domnule, stai puțin, nu-s normal la cap. Cum adică să pierd nopțile pentru ce? Să ajung la nivelul level 1, level 2, level 3, să ajung la nivelul următor. De eu chiar nu înțeleg ce e așa de interesant, pentru că pe mine, sincer, nu mă pasionează jocurile. De ce e așa de interesant? Bine, nu te pasionează pe tine, dar sunt copii atât de mulți pe care îi pasionează. Hai să stăm un pic aici la căldurică, pentru că vremea este destul de dificilă afară. De aceea facem acum această emisiune la căldură. Așadar, sunt așa de mulți copii care, cum să spun, au uitat să se bucure. Generația ta nu mai știe ce înseamnă să te joci de ascunsă pe afară, nu mai știe ce înseamnă să te joci de hoții și vardiștii. Dar nici nu mai unde, că majoritatea stau la bloc. Și unde să mergi? Seara la bloc, erau pe vremuri, copiii se adunau seara la bloc, vorbeau, se jucau, flori, fete sau băieți, țipau acolo, nu puteau dormi până târziu bătrânii din cauza lor. Nu mai există această. Acum toată lumea pe virtual. Și ajungem să dezvoltăm niște tineri incapabili să poată reacționa în mod real cu cei din jurul lor. Înțelegi ce vreau să spun? Adică viața virtuală va ajunge o mare piedică în dezvoltarea vieții reale. Pentru că lucrurile nu stau așa, cam virtual, în realitate. Ai impresia că poți să spui, că poți să faci declarații, că nu știu ce. Când vezi niște în fața lui, te fustăcești, nu mai știi. Așa e, dacă vorbești cu cineva pe internet, atunci se gândește puțin la ce spune, dar când ești față în față cu el, atunci vezi inteligența lui reală. Ai văzut? Sunt atâtea fete care au plecat în nu știu ce țări, că s-au întâlnit pe internet cu nu știu cine și au ajuns săracele să se întoarcă de acolo îngrozite de ceea ce au găsit, pentru că nici măcar pozele lui aia nu erau ale lor, ci erau ale altora și bine că au scăpat cu viață, pentru că sunt atât de multe lucruri care se pot întâmpla. Așadar, toate aceste invenții extraordinare pot fi folosite în două feluri. În folosul bun al lucrurilor și în folosul rău. E foarte important ce alegem. Când vezi că ești dependent, când vezi că nu te mai poți controla, când vezi că tu nu ai datorii, ci vrei să stai la jocuri, e o problemă. E o problemă. Adică oprește-te, frate. Și părinții sunt responsabili de chestia asta. Dar jocurile de strategie nu ți dezvoltă intelectul? Deci sunt foarte puține jocuri pe computer pe care le știu eu. Nu am o cultură extraordinară vastă. Dar sunt foarte puține jocuri pe computer pe care le știu eu care îți dezvoltă strategic intelectul. În general, e bine să sunt foarte multe jocuri cu strategii de luptă, cu împușcături, cu nebunii, cu omorâri și așa mai departe. Și până la urmă, frustrații ăștia care omoară prin America și care împușcă și senatori și deputați și așa mai departe, toți ăștia sunt, adolescenții ăștia sunt copii care, săraci, au crescut cu jocuri din acestea violente, cu nebunii din acestea și foarte ușor, după ce ai împușcat 1000 de oameni în 15 luni, este foarte ușor să împuști și realitate, știi? Că deja te joci, știi? Te joci. Bun, dar de când te mi-ai spus tu, am observat că tu nu ești de acord cu prietenirile astea legate pe net? Deci vreau să spun ceva.